și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Apoi Iisus le-a zis: nu vă temeți,
Merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat banii mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregători, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei luând banii au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit vorba aceasta în trei iudei până în ziua de astăzi.
bucurăm și să ne veselim în ea. Thank you.
Deschideți voi porțile ca să intre împăratul măririi. Cine este împăratul măririi? Domnul cel tare, Domnul cel puternic, acela este împăratul măririi. Deschideți voi mari porțile voastre și vă ridicați porți veșnice ca să intre împăratul măririi. Domnul cel tare și mare, Domnul cel puternic în războaie, acesta este împăratul măririi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, ziua învierii să ne luminăm în popoare. Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer. Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din moarte, să ne curățăm simțile, să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată lumina învierii. Și când sunt cântare de biruință, lumina să-l auzim zicând, bucurați-vă! Hristos a înviat!
împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim. Hristos a înviat din mort, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de dedesubt, și să vânuiască toată făptura învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Hristos s-a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venind mai înainte de zori, cele ce-au fost cu Maria și găsând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger, pentru ce căutați printre morți ca pe un om, pe cel care este într-o lumina cea pururea viitoare? Vedeți lucrurile tale de îngropare, alergați și vestiți lumii că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce mântuiește neamul omenesc. Hristos a înviat din morți, la dumnezeiască atrajă de Dumnezeu Creitorul Abacum, să stea împreună cu noi și să arate Îngerul cel purtător de lumină, grăind cu mare glas, astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos, ca cel atot puternic. Hristos a înviat din mort, poate bărbătească ca cel ce-a deschis pântecele feciore, fosta Hristos, iar ca un mielul cel s-a chemat, și fără prihana a fost pașile noastre, ca cel ce n-a gustat întinăciune, și ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a numit. Hristos s-a înviat din mort, cu moartea pe moarte mergând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, să mânecăm cu mânecare adâncă, din loc de binecuvântare să ducem Stăpânului, și să vedem pe Hristos soarele dreptății, tuturor viață răsărind. Hristos a înviat din mor, milostivirea ta cea nemăsurată văzându-o, cei ținut în legăturile iadului,
spre lumină se grăbeau, cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Hristos a înviat din mori, să ne apropie purtătorilor de lumină, de Hristos cel ce a ieșit din mormânt, ca un mire, și să praznuim împreună cu cetele cele viitoare de praznice, Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Hristos a înviat din mor, să mânecăm cu mânecare adâncă, și loc de mir cântare să aducem Stăpânului, și să vedem pe Hristos soarele dreptății, tuturor în viață răsărind. Hristos a înviat din morți, cu moartea de moarte călcând, și celor din morire, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui acelui fără de păcat, trucii tale ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioși să ne închinăm Sfinte învierea lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea lui, cu răstignire lăsând pentru noi, cu moartea pe moartea stricat. Hristos a înviat din morți, cel ce ai izbăvit pe tine din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor. Și prin patimă pe cel muritor, îl îmbracă în podoaba nestricăciune. Celul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și prea slăvit. Hristos a înviat din morți, mele cele Dumnezeu îndeletite, cu mirul către tine au alergat, și bucurându-se s-au închinat ție, Dumnezeului celui viu, pe care ca fi un mort cu lacrimi te căutau, și pașele cele de taină ucenicilor tăi, Hristoase le-au binevestit. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morire, viață părăței tale binecuvântată și preamărită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, aceasta aleasă și sfântă zi, cea dintâia săptămânii. Împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoarea sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din mori, venit din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat.
s-a binecuvântat numele Tău, s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Egipția liberarea poporului Tău din rânia cea mare a lui Faraon, să junghe mielul care închipuia mai înainte pe mielul cel ce de bunăvoie pentru noi s-a junghea pe cruce, luând asupra sa păcatele a toată lumea pe iubitul său fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pe tine așa acum cu smerenie te rugăm, caută spre pâinea și vinul acesta și le binecuvintează și le sfințește pe ele. Că și noi robii tăi pe acestea le-am pus acum înaintea slavei tale, în această prea strălucită, prea mărită și mântuitoare zi a Paștilor, spre cinstea și slava și spre aducerea minte de slăvita învierea celui aș fiu al tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care din veșnica lumea vrăjmașului și din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, eliberare și ieșire. Deși pe noi care le-am adus aici și vom gusta din ele fără să fim părtași binecuvântării tale celei cerești și alungă de la noi cu puterea toată boala și neputința, dându-ne la toți sănătate, că Tu ești izvorul binecuvântării și dătătorul vindecărilor și Ție, Părintele celui fără de început, slavă înălțăm, împreună și unul născut Fiului Tău și prea Sfântului, Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează, se sfințesc Paștele acestea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc Paștele acestea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se binecuvintează, se sfințesc Paștele acestea prin aceasta păsfințită numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Înțelepciune. Părinte, binecuvintează. Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta Credința Drepcădincioșilor creștini și Sfânta Biserica Ta o păzește în viacul viacului. Amin. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dorit viață veșnică, închinăm-ne învierii lui celei de-a treia zi. Viață dă-n rug.
Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Preacucernice Părinte, împreună rugători, iubiți credincioși, bucuria învierii Mântuitorului Iisus Hristos, iată, a venit și peste sufletele noastre în această dimineață a învierii din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am trecut prin momente de taină, de liniște, după ce în noaptea de vineri clopotele au început a mai bate. Doar toaca a fost cea care a vestit slujbele bisericii. Urmând ca în această dimineață, plin de evlavie și de smerenie, fiecare dintre noi să venim să simțim bucuria învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Învierea, prin definiție, este un act al bucuriei și al fericirii. Creștinul ortodox, creștinul de orice natură ce crede în Hristos, trebuie să fie unul care să aibă vocația fericirii și a bucuriei. Pentru că între toți cei care au întemeiat religii, doar Hristos a înviat din morți. Și atunci, motivul cel mai mare de bucurie este acesta, că după viața aceasta există o altă formă de existență a ființei umane în care sufletul nu este distrus, în care sufletul nu moare, ci înviază într-o altă formă, într-o formă de maximă bucurie și fericire împreună cu Hristos. Hristos a înviat și este începătura învierii noastre. Iubiți credincioși, vreau să vă pun la suflet un lucru esențial. Trăim vremuri de încercare și nu mult timp se va cere de la noi nu credința, pentru că noi credem în Dumnezeu. Nu credința pe care o avem, o mărturisim și o trăim. Ci ni se va cere să-L mărturisim pe Hristos. Și atunci, va trebui să fim și noi pregătiți a-L mărturisi pe Hristos, așa cum au făcut femeile mironosițe, cele care n-au avut altă putere din altă parte decât puterea de la Hristos. Femeile mironosițe au mers la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos fără de frică. Apostolii care erau niște fricoși, ce s-au lepădat de Hristos, atunci când acesta a fost pe cruce, au primit putere să propovăduiască învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Așa se face că Sfânta Scriptură, din cei patru evangheliști, niciunul nu vorbește exact cum a înviat Hristos, dar toți spun despre învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că momentul acela a fost unul de taină, iar Dumnezeu Tatăl a asistat la tot momentul acesta al învierii din morți și l-a trimis pe Îngerul Său, care să dea la o parte piatra de la ușa mormântului, pentru că Iisus era deja înviat, era ieșit din mormânt și pentru ca femeile mironosițe ce au mers să ungă trupul lui Hristos să poată să aibă certitudinea învierii, a fost dată piatra la o parte de la ușa mormântului. Nu pentru că Hristos ar fi avut nevoie să-L ajute cineva să împingă piatra, ci pentru că femeile erau neputincioase, erau slabe. Și atunci când au ajuns, Maria Magdalena, spune Evanghelistul Matei, împreună cu cealaltă Marie, piatra de era dată la o parte de la ușa mormântului și l-au găsit doar pe Îngerul lui Dumnezeu, care le-a spus acestora: nu vă înfricoșați, nu vă temeți, bucurați-vă, știu că pe Iisus Nazaritanul îl căutați, a înviat, nu este aici, nu îl mai căutați pe cel viu între cei morți. Și iată că odată cu vizita la mormânt a femeilor mironosițe,
se răspândește în lume vestea despre învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Îngerul le trimite pe femeile mironosițe să le spună și apostolilor, ca și ei să creadă în învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Iată și dumneavoastră, iubiți credincioși, ați venit aici din credința puternică a sufletului. Ați venit în miez de noapte ca să luați lumină și bucurie. Sunt lucrurile cele mai importante ale vieții noastre. Lumina ce o luăm de la Hristos și bucuria. Bucurie ce împreună cu Hristos nu este depășită de nicio altă bucurie lumească. Atunci când ne bucurăm pentru Hristos și cu Hristos, este sufletul în starea de fericire. Noi, în miez de noapte, am aprins lumina credinței noastre. În smerenie am plecat fiecare de acasă cu gândurile noastre, cu rugăciune la Hristos, cu dorința de a fi aproape de El. Și dacă atunci mulți s-au lepădat de Hristos, iată astăzi suntem în număr mare capabil să spunem că noi credem în Hristos și credem în învierea Lui și a noastră din morți. De aceea viața creștinului este una plină de vocația fericirii. Pentru că avem dorința de a fi fericiți și aici pe pământ și în viața veșnică. Acolo unde vom ajunge să fim lângă Hristos. Ce bucurie și ce fericire mai mare poate să fie pentru un suflet decât să fie lângă Hristos în Împărăția Cerurilor. În vreme de praznic mare al bucuriei, a învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, fiecare dintre noi suntem părtași, venind la Sfânta Biserică, la momentul acesta în care venim și ni se spune, veniți de luați lumină. Hristos a înviat, nu este mort. Este vestea bucuriei depline. Pentru că dacă viața noastră s-a sfârșit la marginea mormântului, ar fi o viață de plâns și de tristețe. Însă știind că trecem în cealaltă viață veșnică unde îl vom întâlni de plin pe Hristos, atunci cu adevărat, iubiți credincioși, viața noastră nu este una efemeră, ci este una în care ne zidim locul și casa în Împărăția Cerurilor. Vă fericesc pe fiecare dintre dumneavoastră care ați putut în ceas de noapte să porniți spre Sfânta Biserică și să cântați cu sufletul, să cântați cu inima și cu glasurile Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa să ne gândim, iubiți credincioși, că și noi care suntem în viață și cei care sunt în morminte, la ceas de înviere suntem cu toții împreună. Aceasta este bucuria învierii. Să te revezi cu cel pe care l-ai pierdut, să te revezi cu fratele pe care nu-l mai ai, cu mama, cu tatăl care ți-a trecut la cele veșnice și să te bucuri de ei lângă Hristos. Aceasta este credința noastră, aceasta este și voința noastră să primim de la Dumnezeu cele ce El însuși ni le-a primit. De aceea, acum, iubiți credincioși, vom merge la casele noastre nu cum am venit, ci mult mai bogați sufletește și împliniți sufletește. Pentru că azi l-am luat pe Hristos, vom gusta din Sfintele Paști pe care Biserica rânduiește ca preoții să le sfințească noaptea de înviere, așa cum ați auzit la rugăciune, spre sănătatea trupului și spre mântuirea sufletelor celor credincioși. Nimic nu stă între noi și Hristos în această noapte, iubiți credincioși, decât, iată, momentul acesta să facem câțiva pași spre a ajunge la biserică. Și așa cum se spune, omul ce pleacă în pelerinaj să se roage lui Hristos, și pașii îi sunt numărați,
și răsplătiți de Dumnezeu să socotiți că astăzi plecați de la biserica aceasta ca și cum ați pleca de la Biserica Ierusalimului Ceresc, acolo unde am fost împreună cu Dumnezeu și îl ducem pe Dumnezeu prin Sfintele Paști în casele noastre. Așa să ne îndoiască Dumnezeu ca rugăciunile pe care le-am făcut aici să fie împlinite, să vă dăruiască Dumnezeu sănătate trupească și împlinire sufletească. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această dimineață a învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, aduc mulțumiri înainte de toate lui Dumnezeu, pentru că ne revedem încă o dată și ne revedem într-un moment de bucurie în rugăciune. Apoi vreau să aduc mulțumiri Părintelui Ioan pentru împreună slujire, nu doar în noaptea de înviere, ci în toată vremea aceasta apostolului a fost alături de mine și împreună am slujit sufletelor dumneavoastră să puteți să participați la taina spovedaniei, să vă mărturisiți, să fiți pregătiți pentru această noapte a învierii. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în această zi de sărbătoare am avut bucuria aceasta ca jertfa Paștilor să fie oferită de familia domnului Cristian Opriș, așa cum se întâmplă de mulți ani încoace la biserica noastră. Ne-am străduit ca ofranda aceasta să fie una plăcută înaintea lui Dumnezeu și să ajungă pentru toată lumea să fie îndestulătoare. De aceea mulțumesc familiei Opriș, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca această sărbătoare să decurgă așa cum trebuie, le mulțumesc consilierilor și împreună zic eu că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă asupra noastră. Acum, iubiți credincioși, o să vă rog să vă îndreptați spre ieșirea, spre cele două ieșiri din curtea bisericii, unde veți putea să luați Paști în pahare, iar dacă ați venit cu vase pentru că aveți familii mai numeroase, puteți să luați și în vasele dumneavoastră personale. Dumnezeu să primească Sfintele Rugăciuni să vă binecuvinteze și vreau să vă anunț că dimineață vom săvârși Sfânta Liturghie, precum în fiecare duminică și sărbătoare în Sfânta Biserică. Vă doresc să aveți sărbători fericite și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ai vas?